Cine este Vlad Săpăjuc? Eu încerc să evit etichetele gen rap, eu sunt rapper. Și noi am hotărât să formăm o trupă, eu i-am propus. Noi nu știam să cântăm la instrumente, noi aveam doar dorință. Vreau să fiu acceptat, probabil ca și concept. Nu știu, la mine practic din zi eu 70% eu ascult muzică. Aici noi avem, dar poate trebuie să fie, dacă vrei să fii profitabil, sau te afiliezi unui partid politic, sau cânti pentru promovarea anumitor chestii, valori comerciale. Am păcatul ăsta pe suflet. Mărturisesc, părinte. Noi nu suntem o bancnotă de $100 pentru a le place tuturor. Teatrul este cea mai complicată formă artistică, eu o consider. Dacă în ziua de azi vrei să fii cu succes, sau vrei să fii bun în ceva, sau să excelezi nu știu cum, trebuie să fii rău, trebuie să te porcești, trebuie. Vă salutăm, stimați prieteni, și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes, o emisiune în care descoperim pe cei care au reușit să își creeze un viitor aici, acasă. Astăzi vorbim despre artă și nu doar despre orice tip de artă, dar despre muzică și actorie și dans, despre toate tipurile de artă, împreună cu Vlad Săpăjuc, numit și Satoshi. Salut! Salutare, Marius! Chiar îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc că mi-ați propus. Cu mare plăcere! Arta se spune că nu este o profesie, ci o menire. În contextul tău, în contextul lui Vlad Săpăjuc, pe cât ești de acord cu acest citat? Arta este o meserie și în momentul în care înțelegi că arta este o meserie, trebuie să o tratezi, nu știu, e foarte dificil, pentru că înainte de a ajunge să înveți sistematizat un domeniu artistic, de exemplu dansul sau muzica sau arta dramatică, arta teatrală, înainte de a te duce la o instituție care te învață cum să faci asta după carte, asta este mai mult o menire și tu realizezi chestiile astea la un nivel instinctiv, la un nivel subconștient, pentru că undeva în codul tău genetic există semințele artistismului, da? Adică capacitatea de a plasticiza anumite realități. Tu vezi, nu știu, un eveniment în viața reală, ființa ta, volens, nolens, îl creează deja sub o formă artistic sau îi dă un alt ambalaj și oamenii îl captează. Asta înseamnă cumva arta, dar artistul are capacitatea să converteze realitatea într-o altă formă. Și până la instituție, tu o simți foarte instinctiv și asta este o menire. Când faci contact cu chestia asta, este foarte dificil, pentru că ceea ce se asocia la tine cu noțiunile simplu, firesc, distracții, chestii, începe să devină cizelare, lucru, repetiții, profesionalism. Dar eu sunt adeptul meseriei, pentru că atunci când tu o iei ca pe o meserie, tu poți să o perfecționezi, pentru că tu o controlezi, tu știi pe ce se bazează această meserie și cum să o aduci la forma pe care vrei tu. Și acum, cine este Vlad Săpăjuc? Un om, ca toți oamenii. Nu știu, ceva deosebit ar fi doar că faptul că am încercat multe domenii până, adică eu am 21 de ani, da, sunt din municipiul Cahul, originar născut în 1998, aici am studiat 12 ani de liceu, aici am făcut contact cu majoritatea lucrurilor care stau la baza, nu știu, caracterului meu, dar în rest sunt la fel ca tine, ca tine. Dar cine este Satoshi? Satoshi este un... Nu, Satoshi este personalitatea mea artistică, scenică, în care eu activez, nu știu, eu încerc să evit etichetele gen rap, eu sunt rapper, eu nu mă autodetermin ca un rapper, nu iubesc toată treaba asta, pentru că asta limitează și presupune din start o clișeizare sau o serie de prejudicii, superstiții, stereotipuri. Așa. Pur și simplu muzica pe care o fac eu la momentul în care mă simt cel mai confortabil ca expresie în care pot să fiu eu este muzica rap.
Satoshi, bănuiesc că ai vreo întrebare despre denumire, despre nume, da, în continuare. Este un nume masculin japonez, un nume comun în Japonia, cum ar fi Alexandru în părțile noastre, adică un nume des întâlnit, doar că numele japoneze au cel mai des o semnificație un pic mai profundă. Și Satoshi înseamnă gândire, înțelepciune, limpezime, nu știu, agerime, chestii legate cu inteligența, cu înțelepciune. Sunt pasionat de cultura japoneză, de acolo vine toată treaba asta. Și câți ani are Satoshi? Satoshi are un an. Eu scriam versuri de mult, de la începutul adolescenței, adică dintr-o fază foarte așa de vreme. Dar și acumulam, ascultam, am studiat foarte mult, lumea mai mult mă cunoaște ca pe un rocker sau ca pe un adept al muzicii rock metal, iarăși sunt etichete. Da, mi-mi place, eu m-am format în muzica aia și continui să o ascult și să o venerez cumva, dar eu pre la 15 ani deja paralel ascultam muzică rap, cumva când oboseam de una treceam la alta și o studiam profund. Dar uite că mi-a luat câțiva ani ca eu să mă simt sigur și confortabil pentru a produce ceva, pentru a scrie. Nu mă simțeam suficient de pregătit. De asta are abia un an. Dar ca sămânță, probabil a durat un pic, da? Și ce faci tu acum, în moment? Studiez. Trec în ultimul an, în anul 4, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, la specialitatea actorie. Asta așa, după documente. Fac muzică. Lucrez într-o echipă de producție pe care noi am numit-o Baza 2. Am 1900 de idei într-o secundă. Sunt în ring cu al meu creier și pierd rundă după rundă. Mă trezesc după knockout, capa-mi este numai somnul. Simt că tot ceea ce caut e în satana și în domnul. Am 1900 de idei într-o secundă. Încolo noi facem mai multe lucruri, adică avem și segment video, și segment de inginerie audio, și segment de producție muzicală. Da, și mai lucrez pe unde pot. Te implici în activități voluntariat, chestii de genul? Deja nu. Cât eram în Cahul, am făcut asta foarte mult, foarte activ, în special ultimii 3 ani, adică anii de liceu. Am fost hiperactiv în domeniile activității publice, sociale, a voluntariatului, fapt care m-a ajutat foarte mult și mi-a dat o paletă de, nu știu, abilități de comunicare, chestii, management. După care, în cadrul Academiei de Arte, deja noi avem un festival al școlilor de teatru și film care se petrece anual și acolo vin delegații din multe țări. Și studenții primilor 2 ani se implică dacă vor să aibă grijă de câte un grup dintr-o țară, dintr-o oarecare țară. Respectiv, în acel cadru am făcut voluntariat, am fost traducător, de exemplu, la festival, am fost ghid, cum avem noi festivalul, ca la orice festival bună oară. Dar cum ți-ai petrecut tu copilăria? Am avut o copilărie bogată. Bogată în tot, în activități, în joacă, o copilărie sănătoasă, aș numi-o eu. Nu știu, fără excese, în vreun anumit sens, dar în același timp fiecare are scheletul său în dulap. Le am și eu pe ale mele, nu este cazul încă să le descoper sau să vorbesc, prefer să fac asta prin arta pe care o fac. Evident că am anumite, nu știu, poate traume sau ușoare lucruri neplăcute care s-au depus atunci în copilărie. Dar în mod general am avut o copilărie faină la periferia orașului Cahul, from the ghetto, Valincea, town. Verile le petreceam la bunici într-un sat vecin, de unde este mama mea de baștenă. Adică am prins bobocii, oile, vaca adusă, dusă, chestiile astea super true, originare, le-am prins cu mâinile mele. Și care erau hobby-urile tale în copilărie, adolescență? Așa, până la liceu, până a merge la școală, nu prea m-am, cumva eram pur și simplu un copil, probabil zâmbăreț, nu știu, dar nu se manifesta talentul meu. Cum eram activ, eram... Când am mers în clasa 1, mama a hotărât că... Cum mama? Părinții au hotărât că trebuie să frecventez o activitate extracurriculară pentru a mă dezvolta cumva multilateral, așa. Simple story.
mama a optat mult pentru dansuri, tata voia un pic alte chestii, sau arte marțiale, sau fotbal. La arte marțiale eu am revenit un pic mai târziu, așa deja din capul meu le-am mai studiat, dar am optat pentru dansuri, nu am regretat, am frecventat ansamblu de dansuri Juventa din orașul Cahul, cât am fost la școală, adică 12 ani. Acolo s-a produs primul meu contact cu arta, cu scena, cu metafora și tot așa. Și a fost o pasiune, a fost un lucru pe care l-am iubit și îl iubesc foarte mult, dansul. Sunt recunoscător doamnei Rodica Pănășescu, care mi-a fost și mi este un mentor spiritual și un pedagog de dans foarte temeinic, foarte gingaș și înțelept. S-a investit mult acolo în mine, dar nu a fost o activitate pe care aș putea să o leg de viața mea permanent, cumva. Dar, în același timp, asta este un mare avantaj, pentru că eu nu mai fac dans, dar eu am luat deja o cantitate mare de informații, de experiență care este acolo la mine, de principii de corporalitate, de mișcare, de prezență scenică, experiență concertistică și tot așa. Asta a fost. Și în clasa 7-a m-a pălit pe mine dorul de a crea o trupă. Da, eu am un prieten cel mai bun, așa, bufuf. Da, cu care am fost și cumva de la grădiniță am fost împreună într-o grupă, după care am fost 12 ani în aceeași clasă, adică avem super multe lucruri comune. Tot Vlad îl cheamă și pe el. Salut, Vlad, nebunul. Așa, noi prin clasa 6 am început să ascultăm muzică rock, ne s-a format gustul muzical, nu știu cum asta, cumva am auzit inițial întâmplător niște piese și am rezonat cu ele. Eram fan mare Linkin Park și noi am hotărât să formăm o trupă, eu i-am propus, noi nu știam să cântăm la instrumente, noi aveam doar dorință. Cumva avem înăuntru nostru un simț al ritmului, noi intuiam că avem auz muzical, că avem predispoziția asta. Dar cunoștințe ca atare nu aveam și ne-am apucat singuri. După care Vlad a început să frecventeze cursuri de chitară și tot așa. Și am devenit toboșar. Noi o vreme căutam toboșar, noi am înțeles că nu o să-l găsim în Cahul niciunul, mai ales de vârsta noastră, noi aveam câte 14 ani. Eu scriam versuri, concepte, chestii, cumva noi eram foarte dornici, dar nu aveam nimic la îndemână, dar voiam. Și am găsit niște oameni curioși care s-au ocupat cu muzica cândva aici, ei nu ne-au dat sfaturi cu ce să începem și mai departe entuziasm și încă o dată entuziasm, că arta la început se ține doar pe așa ceva. Cum ai ajuns de la dans, la teatru, ceea ce faci acum și la muzică? Muzica a fost cu mine permanent. Nu știu, la mine practic din zi eu 70% eu ascult muzică. Adică e o chestie care este în mine permanent și a fost. Dansurile am spus cum au venit în viața mea și chiar dacă eu le-am luat foarte în serios, eu nu m-am identificat pe viitor cu ele. Și cumva, cât eram în liceu, eu mereu mă implicam în chestii extracurriculare, îmi păreau mai interesante decât chestiile ordinare, sistematice. Și mă băgam în activități scenice, măsuri, concerte, prostii, nebunii, de a le organiza, prezenta, până când am început să o iau asta tot foarte în serios și să mă dedic acestui lucru, adică să-l fac dintr-un part-time într-un full-time job, chestia asta la școală. Și eram permanent în toată nebunia asta, dat fiind faptul că noi în orașul Cahul avem teatru, Teatrul Republican Muzical Dramatic Bogdan Petricei cu HD-ul, așa, product placement. Eu am început să-l frecventez activ în a doua jumătate, în vacanța de iarnă din clasa 12. Am început să-l frecventez, am început să simt o dragoste pentru domeniul ăsta, pentru teatru, ca spectator, evident. La un moment dat pe mine m-au atras anumiți actori de acolo și mi-au propus să particip la anumite cursuri dramatice, chestii care până la urmă nu s-au mai întâmplat. Vreau să menționez un lucru pe care l-am în cap de mult. Teatrul este cea mai complicată formă artistică, eu o consider.
este nemaipomenit de complicat și eu mă consider super imatur pentru a-l realiza, chiar și după absolvirea a 4 ani de licență, studiați serios cu toată dăruința, chiar și dacă aș mai studia după asta, eu încă nu mă consider suficient de matur și de pregătit pentru a aborda într-un mod foarte serios arta dramatică. Ea îmbină practic toate ramurile artistice, adică literatură, muzică, dans, scenografie, sculptură, orice. Acum noi vorbim despre teatru făcut pe bune și serios, nu despre teatru. Să faci pur și simplu teatru poți, oricând, cu oricine, practic. Să faci un teatru care schimbă, care rămâne în istorie, care corespunde idealurilor pe care noi le învățăm în cărți la Academia de Arte, nope. După câți ani te-ai simțit pregătit să faci asta la un nivel serios? Eu nu vreau să abandonez domeniul ăsta. Eu am ales să fac actorie pentru că este carne vie acolo, în scenă. Gata, tu ești actor, ești aruncat în scenă. Nu știu, e cel mai viu instrument pe care poți să-l, cu care poți să operezi. Ești tu, corpul tău și ființa ta în scenă. Pe parcurs eu am înțeles că asta e foarte complicat pentru mine. Deși cineva m-ar contrazice că eu eventual m-aș descurca la Academie. Dar, nope. Și îmi este mult mai simplu, mai confortabil și mai clar să mă exprim prin intermediul muzicii. Și atunci ceea ce studiez eu la actorie mi este foarte util, eu nu regret o secundă că învăț acolo și că am ales să fac asta, dar eu cred că mai curând o să mă ajute pur și simplu tot bagajul de experiență pe care eu l-am studiat într-o eventuală apariție scenică, activitate scenică. Ai apărut și într-un film. Eu am apărut într-un film de lung metraj, Beautiful Corruption, de Eugen Damaschin, după care au fost câteva videoclipuri în care am figurat, dar nu e nimic super... Și acum, comparând partea cinematografică a teatrului cu partea scenică, care e cea care ți este pe plac mai mult? Ele ambele au farmecul lor. Când sunt în scenă, și procesul se aprofundează, cu siguranță spun că în scenă îmi place mai mult, pentru că eu încep să-i simt flair-ul, plăcerea, încep să simt caiful de la scenă. Când încep să mă aprofundez, deși eu nu am o mare experiență de platou, dar din cât am avut, atunci când începi să te aprofundezi pe platou, iarăși îți pare că deja asta e mai... Ele ambele sunt curioase și e important să știi să te echilibrezi între ele, pentru că sunt diferite. De unde ți-e inspirația, motivația pentru a scrie cântece? Din trăirile mele, din ceea ce s-a depozitat, din ceea ce e mai puțin plăcut cel mai des în creier și în suflet. Și încep să mă învăț să fac și tot același lucru cu ceea ce se întâmplă în jur, adică din observațiile mele. În actorie tot este așa un termen, observații. Și care e orarul tău de lucru? În perioada anului academic, orarul meu este... oribil. El este foarte încărcat și eu am puțin timp pentru odihnă sau pentru anumite relații interumane, uneori extra lucru, mă refer la ele. Nu știu, mă scol atunci când trebuie. Când trebuie desculat la 5, mă scol la 5, când trebuie la 7, la 7, la 8, la 8, dar... Cam așa, cred că mai târziu de 8 nu mi-am permis, nu știu când să mă scol. Noi avem cursuri sau repetiții sau chestii supra la Academie, chiar și în weekend. Evident că acolo studiile sunt pe primul loc pentru că trebuie adus la un bun sfârșit și că sunt, la un moment dat o să-ți pară rău că a trecut universitatea pe lângă tine sau ai trecut tu pe lângă ea și respectiv, dacă te-ai apucat, rupi până la urmă. Și... Ok, în cât timp este realizabilă o piesă de la nivelul unei idei până la lansarea videoclipului? Wow! Asta e foarte variabil pentru că depinde de inspirație, stare, echipă și resurse, dar în cazul dat probabil resursele vin pe ultimul loc, pentru că am avut experiență când eram, de exemplu, 2-3 oameni în echipa noastră de producție și noi am realizat o piesă în 4 ore. Uite de sufletul tău, bunătatea ta nu face un leu. E rupere rău și va fi mereu, poate doar vărul amarul e zeu. Dacă iertarea e în capul tău, ieftin te
ce nu se reflectă în oglinzi. Încearcă să râzi când vezi prea ce tinzi. Să râzi când vezi prea ce tinzi. Adică am conceput-o, am alcătuit partițiile, am alcătuit textul, am înregistrat-o, am mixat-o și poftim. Dacă mai scoteam un telefon și filmam un Temirce videoclip, pentru că na, videoclipul poate fi deja de mult demonstrat că nu trebuie să ai neapărat Arri sau Blackmagic-uri să filmezi videoclipuri. Da, dar poate să dureze o lună, poate să dureze jumătate de an o piesă, dacă tu nu ești sigur în ea. E o chestie lăuntrică care face click, este, gata, o simțim, o lăsăm așa, am lansat-o. Și este când tu stai 4 luni de zile și te gândești, aici scrie care, da, precis care, dar poate totuși alt cuvânt scrie acolo sau ceva de gen. În versuri sau în muzică sau de aici, aici noi avem... Dar poate trebuie să fie... Și atunci te gândești, te prostești cumva, e o capcană. Tu lucrezi doar pe partea de versuri și producție muzicală. Sunt la o fază incipientă de a lucra în producție muzicală. Mie mi-este mult mai simplu să lucrez la instrumentul viu, pentru că producția muzicală presupune să faci muzică în calculator. Adică ai un MIDI keyboard și toate pluginurile, toate instrumentele sunt acolo și tu faci țac, țac, țac și se aude poc, poc, poc. Ori eu încă trebuie să mă adaptez cu asta. Eu am înțeles principiul, eu am înțeles deja multe chestii, dar mi este mult mai simplu să compun muzica pe viu, să bat pâș, pâș, taș, taș. Versurile, evident, le scriu ușor, dar particip și la producție, dar urmează încă să mă aprofundez. Avem 2 băieți în echipă care sunt mult mai avansați la capitolul ăsta. Și vei cânta, mă rog, toată cariera ta în limba română? Sigur voi cânta și în alte limbi. Limba e un mijloc, e un instrument. Nu, el e mai mult decât un instrument, dar în cazul dat e un instrument. Și atunci, ca și orice instrument, el poate fi folosit ori la timpul potrivit, ori nu la timpul potrivit. Și nu sunt instrumente rele sau bune. Sunt care sunt folosite atunci când trebuie și care nu. Ce spun părinții tăi despre faptul că scrii muzică, mai cu seamă scrii versuri de rap? Când am început să scriu versurile date, da, mai exact ar fi când am lansat prima piesă, pentru că eu nu i-am ținut la curent cu faptul că eu pregătesc un proiect. Eu de când sunt la Academia de Arte, cumva viața mea în anumite aspecte a devenit mai autonomă, sau cel puțin viața, nu știu, spirituală, lăuntrică, deși eu comunic. Și atunci când am lansat-o, eu sunt mai mult sau mai puțin maturizat la un anumit sens. Nu, eu nu sunt. Dar totuși, adică eu deja sunt conștient de lucrurile pe care le scriu și atunci nu a apărut o problemă de neînțelegere cu părinții. Dacă asta se întâmpla, nu știu, la 16 ani, probabil era să mă întrebe, Vlad, ce ai vrut să spui tu? Și ce ai vrut să spui tu prin piesele tale? Hai, Vero Amaro. Iar e un șir, ca și majoritatea pieselor pe care le scriu, ele ating câteva subiecte. Mai mult sau mai puțin sunt conectate de o cupolă de asta de sens. Vero Amaro e despre faptul că dacă în ziua de azi vrei să fii cu succes, sau vrei să fii bun în ceva, sau să excelezi nu știu cum, trebuie să fii rău, trebuie să te porcești, trebuie să nu ai principii pozitive. Să uiți de moralitate, să uiți de ceea ce e considerat bun și frumos. Adică tu mai degrabă te transformi în cineva rău. Și acum mă refer la succesul financiar, la succesul carieristic. Astea sunt condițiile. Nu cred că se referă doar la ziua de azi. Cad în sus este despre antinomiile din interiorul omului. Nu mă lamentez, eu încerc să creez și mă tot cercetez și descoper. Sunt oameni născuți ce flămânți și desculți, mai curați sunt decât Mr. Proper. Curați nu ca trup, ci deoarece rup generații întregi de mizerii. Doar pe ei admir, vreau să fiu un scumire, sumirul și sursa puterii. Omul este format din alb și negru, din contraste, din Dumnezeu și Satana, din... Asta tot este în interiorul nostru. Piesa e bazată pe asta, pe faptul că omul, la baza omului stau lucrurile astea. Stă alb și negru și în interiorul nostru este o permanentă dezechilibrare sau o luptă pentru avansarea unei anumite părți și lumea nu prea vorbește despre asta în general. Și mai are încă o parte, autoelevarea care o să fie
practic prezent aproape în toate piesele mele și în Vărul Amaru este partea cu autoelevarea și dezvoltarea personală și aici este la fel. Cad în sus se referă la faptul că ca să pot avansa eu trebuie să sufăr sau să mă chinui sau cu alte cuvinte eu trebuie să plătesc ceva, trebuie să plătesc timp, de exemplu, sau nopți nedormite sau resurse sau foame, un anumit șir de prețuri pe care trebuie să le achizi ca să poți să crești mai departe. De asta eu cad în sus. Asta ar fi. Se pare greu să te lansezi pe scena rap-ului moldovenesc? Scena rap-ului moldovenesc este una nedezvoltată. Ea abia acum, în ultimii 2 ani, începe să se adapteze la standardele de sunet. Nu mă refer la calitatea sunetului, dar la sunetul muzicii, la muzică, virgulă, ca și producție în general. Din vest începe cumva să se standardizeze, pentru că vreo 15 ani în Republica Moldova a fost permanent aproape același vector de România din 2001 sau de rap din Rusia din 2002-2003 în limba română. Era un soi de linie așa. Nu este dificil pentru că noi astăzi avem internetul. Și atunci eu n-am nevoie de permisiunea cuiva ca să mă pot lansa. Dar cu cât este de avantajos internetul, cu cât este dezavantajos, pentru că pe internet este pe lângă tine, mai sunt încă 700 de miliarde de milioane de oameni care scriu informații și șansa ta de a fi observat este una mică. Și până ca tu să ajungi să-l convingi pe cineva să dea click, este un drum de parcurs. Și aici deja Moldova, ne-Moldova, nu știu. În contextul răspândirii informației pe internet, te-ai confruntat cu problema haterilor vreodată? Da, nu am avut foarte multe reacții negative, au fost câteva, dar este o normalitate. Așa trebuie să fie. Eu o să fur citatul care nu le aparține nici măcar lor. Și ei au spus asta, celor de la Carlos Dreams, care au spus că noi nu suntem o bancnotă de $100 pentru a le place tuturor. Și nu am intenția de a place tuturor. Da, am avut parte și asta e ok. Înseamnă că e mai rău când nimeni nu spune nimic. E ok când produsul sau ceva provoacă discuții și atrage atenție. Care sunt tangențele totuși dintre un toboșar și un cântăreț? Cu siguranță ritmul. Simțul ritmului. Rap-ul, eu am citit, să vorbeam la început despre meserie, despre tratarea artei ca pe o meserie, atunci la rap asta se referă cu siguranță și fără dubii și eu am, în legătură cu asta, eu am citit un șir de cărți foarte faine despre muzica cu și despre muzică rap, scrisă în baza interviurilor, adică ele nu sunt luate din pod ca teorie egale, ele scrisă în baza interviurilor cu notorietățile din această muzică din Statele Unite. Majoritatea din ei spun că MC-ul sau un interpret care ține, ăsta care vorbește, el trebuie să fie încă un instrument în piesă. El nu e pur și simplu un om care citește un text. El completează partițiile care mai sunt acolo în linia asta, în pătrei. Și atunci, faptul că tobele sunt un instrument și eu cumva am tangență cu toată chestia asta. Principiile în artă cam se repetă de la domeniu la domeniu. Ele se numesc diferit, dar bazele și principiile după care lucrează un domeniu artistic sunt aceleași în alt domeniu, doar cu alt titlu, de exemplu. Și uneori eu înțeleg, datorită tobelor, înțeleg mai bine construcția unei partituri textuale din rap și invers. Pot să înțeleg, datorită textului, un anumit desen ritmic făcut la tobe. Cât de profitabil ar fi activitatea unui cântăreț, unui rapper începător în Republica Moldova? În Republica Moldova neprofitabil. Absolut, în dependență dacă tu te conformezi cerințelor publicului foarte mult. Acum la noi monopolul este deținut de o anumită casă de producție. Ei urmează cerințele publicului. Problema este că aceste cerințe sunt destul de joase ca și standard. Adică publicul de masă cere lucruri foarte simple și producătorul se adaptează și continuă să crească toată chestia asta în loc să-și educe publicul, pentru că doar producătorul poate să-și educe consumatorul în sensul dat. Asta e dificil, dar asta este posibil și asta e regula.
Și atunci nu e profitabil. Dacă vrei să fii profitabil, sau te afiliezi unui partid politic, sau cânti pentru promovarea anumitor chestii, valori comerciale sau anumitor produse, ori asta nu este neapărat corect și atractiv din punct de vedere moral. Nu. Da, moral nu este corect. Financiar este corect. Dar sunt businessmeni care se ocupă cu domeniul financiar. Noi trebuie să facem o leacă alte chestii. Și ai încercat vreodată să cânti pe bani? Ce înseamnă să cânt pe bani? Dacă eu vreau să primesc onorariul la un concert? Sau... Nu, asta cânti... este corect. Da, nu, să cânti pentru interesele cuiva. Nu. 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 De independență de interese. Interese, da. Politice? Cu siguranță nu. Morale. Religioase, chestii de genul, cu siguranță nu. Dacă interesele presupun, de exemplu, un concert despre ecologie sau ceva de genul, dar concertul ăsta tot e organizat de cineva, dar organizația e una neutră, să spunem așa, atunci e în regulă, nu am o problemă. Dar dacă asta susține evil plans a cuiva, nu. Tu ai fost și moderator la nunți. Am păcatul ăsta pe suflet. Mărturisesc, părinte. Eu am avut evenimente, dar nu foarte multe. Adică eu niciodată nu m-am promovat în calitate de moderator. Eu n-am avut cărți de vizită sau anunțuri, chestii, prestez așa servicii. Când eram la liceu în clasa 12, pe mine mi s-a propus să moderez un eveniment festiv la un restaurant. Adică nu era vorba de nuntă cu mătrie sau chestii de genul. Era o petrecere. Eu am moderat-o, am fost achitat și chestia asta s-a mai repetat. Eu o luam pur și simplu ca pe un job, ca pe un mijloc de a face niște extra buget. Spune câteva lucruri pe care le vrei să le vezi realizate în viitoarea carieră. Vreau să fiu acceptat, probabil ca și concept muzical. Nu știu, concerte, chestii, adică vreau un pic să... Nu știu cum spun, vreau să se întâmple inițial o activitate. Să fie o activitate prolifică de lucru în studio, de activitate concertistică, de iarăși de producție, de promovare, o activitate sănătoasă, ca să încercăm să schimbăm un pic sistemul de valori, cel puțin sistemul de valori muzicale. Pentru că noi, ascultătorul nu percepe lucrul ăsta, dar noi am venit cu un nivel nou de calitate în sunet și în imagine nu atât de mult, sunt și lucruri mai calitative la noi în țară ca și imagine. Noi o să schimbăm asta în jumătate de an cel mult și la capitolul imagine, dar la capitolul sunet eu declar ferm că la noi nu a fost încă un produs mai calitativ din punct de vedere al sunetului în Republica Moldova, în muzica rap mă refer, că avem Carlos chestii care tot sună bine, dar astea la nivel foarte înalt sunt realizate deja la studiourile din România cu inginerii de sunet de acolo. Ai fost vreodată recunoscut pe stradă? Pe stradă nu, dar în localuri am avut așa chestiuțe, dar eu încă nu sunt mare notorietate ca să pot. O fost, pe bune o fost, anume din punct de vedere a personalității scenice Satoshi, a fost așa ceva, dar am mai fost mai des după ce m-am filmat într-un spot publicitar așa destul de viral, destul de așa violent promovat pe internet. Trebuie să-ți spun ceva foarte important. 500 de minute naționale, nelimitat în rețea, 8 GB de trafic internet și toate astea la doar 80 de lei. Da. Minunat! Și nu ca și figurații, dar așa botul mi l-a filmat și acolo a fost mai așa, mai nesănătos toată treaba asta. Fiind student și viitor actor, ce rol ai vrea să joci în vreun... Aș vrea să joc orice nu am jucat până acum. Nu am preferințe că eu vreau să-l joc pe Hamlet, sau eu vreau să-l joc pe Romeo sau pe Otello. Eu să știi că majoritatea pe care le-am jucat au fost personaje mai puțin pozitive, au fost personaje foarte violente, bețivi, violatori, maniaci, chestii, trestii. Trist.
Dar nu-i trist, e curios, dar nu am preferință. Vreau să încerc cât mai multe lucruri, cumva. Cum, știi cum mai treci la un magazin și acolo sunt, nu știu, câteva containere cu înghețată, la un moment dat vrei să știi care, pe toate vrei să le știi și pe urmă să pot spune că mie îmi place mai tare cranberries, nu știu care. Dar dacă ți-ar fi fost oferit un rol la Hollywood, acum? Dacă aș accepta să... Dar rol de ce? Rol de maturator din Moldova? Nu, de un superstar. Dacă s-ar întâmpla că eu, de exemplu, să știu engleza perfect, hai să ne imaginăm un cadru, da? La asta te referi, în vis, nu în condiții reale, da. Da, sigur că aș accepta, pentru că e o experiență turbată, nebună, nu știu. Sigur că da. Cui ai vrea să-i mulțumești în dezvoltarea ta ca persoană? Părinților mei, învățătorilor, dar doamna profesoară care a fost în clasele primare, doamna Lilia, este o persoană care a pus sămânța care trebuie, așa, și pe urmă a făcut așa cu mânuțele la cuib și apă și sare, așa, adică, da, și nu doar doamna Rudica, deci de la ansamblul Iventa, bunicului meu, care din păcate nu mai este în viață, dar care mi-a fost foarte apropiat ca un tată. Mai sunt persoane, sunt multe persoane cărora eu aș vrea să le mulțumesc, dar vreau cumva să identific câteva cu influență majoră. Nu știu, mediului, prietenului meu cel mai bun. Și pe final, dacă te mai naște odată, ce schimbări ai? Da, e o întrebare foarte comună, dar foarte interesantă. Ce schimbări ai face în viața ta? În carieră, în educație? Aș citi mai mult, mai de la o vârstă mai fragedă. Și m-aș strădui să pierd mai puțin timp. Pentru că timpul e așa o obsesie, ideea mea, el se duce, tu nu prea stăpânești timpul, știi, el se duce, tu dar trebuie să poți să te conformezi. Și eu acum realizez că probabil au fost cel puțin vreo 2 ani când încă nu eram la facultate, în care eu aș fi fost mai activ, mai prolific, mai eficient în ceea ce fac eu, ca iarăși să economisesc din același timp. Asta e, dar în rest, nu, mulțumesc. Noi îți dorim mult succes în tot ceea ce face muzică. Mulțumesc. Mă declar fan. Mersi. Și eu vă doresc succes. Și mult succes, într-adevăr, ești admirabil ca persoană, ca artist, ca viitor superstar. Da. Și noi, prieteni, ne vedem în următoarea emisiune. Vă mulțumim.